Bună! Astăzi voi încerca prima mea floare olandeză, sau tradus în engleză, Dutch Bloom. Sunt Mariana Laura Teodorescu și aceasta este călătoria mea în turnarea culorilor acrilice. Culorile folosite sunt alb, negru, roze și un roz garoafă, roșu cadmiu și carmin alizarin. Am pus detalii în descrierea acestui clip. Ele sunt amestecate doar cu apă. Pânza hexagonală pe care o voi folosi astăzi mi-a atras atenția în magazinul cu materiale pentru pictură din apropiere. Și cum am văzut-o, am știut că trebuie să încerc tehnica de turnare olandeză în formă de floare. Hai să vedem ce iese!
Ta-da! Nu știu dacă floarea care a ieșit este olandeză, dar cu siguranță este românească. Voi posta versiunea uscată pe canalul meu de Facebook, Happy Flow. Se scrie Happy cu doi de A. Mulțumesc pentru vizionare! Apasă butonul Apreciez și abonează-te la canal dacă ți-a plăcut. Nu uita să-mi lași părerea ta în secțiunea de comentarii a clipului. Pe curând!